Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 6. Azi vom vorbi despre ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor în mulțimea numerelor întregi. Ce vom învăța azi? Vom discuta despre operațiile cu numere întregi, o scurtă recapitulare. Vom parcurge elementele teoretice care sunt necesare pentru a efectua corect ordinea operațiilor și, desigur, vom face câteva aplicații. Să ne apucăm de treabă. O scurtă recapitulare despre operații. Adunarea și scăderea, după cum știți, sunt operații de ordinul 1. O să vă rog să faceți rapid aceste adunări. Aici sus am pus regulile în caz că ați uitat. Și vă puteți verifica rapid dacă atâta vă dați suma. Să vedem acum niște exerciții de scădere. Scăderea este tot operație de ordinul 1. Știm că scăderea înseamnă adunarea cu opusul celui de-al doilea număr. Tot așa o să vă rog să efectuați rapid aceste scăderi. Rezultatele le aveți aici. Să trecem la următoarele două operații, înmulțirea și împărțirea, care deja sunt operații de ordinul 2. Aici aveți regula semnelor, în cazul în care ați uitat. O să vă rog să faceți rapid aceste înmulțiri și împărțiri și să ne verificăm pe urmă împreună. Pentru a face operațiile, puteți să opriți filmul, faceți operațiile și pe urmă verificați rezultatele obținute. Ridicarea la putere. Aici avem odată regulile de calcul cu puteri pe care le-ați învățat în clasa 5 și sunt valabile, desigur, și pentru numerele întregi. Și mai avem în plus că un număr negativ, dacă se ridică la o putere pară, rezultatul e pozitiv, sau un număr negativ, dacă se ridică la o putere impară, rezultatul este negativ. Și aici aveți exerciții. Prima dată să scrieți aceste înmulțiri sub formă de putere, respectiv să calculați niște puteri și să folosiți regulile de calcul cu puteri pentru a efectua aceste operații. Ridicarea la putere este operație de ordinul 3. Aici aveți rezultatele, vă puteți verifica dacă ați lucrat sau nu corect. Să ne aducem aminte acum și ordinea efectuării operațiilor, pentru că ați învățat despre ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor și în clasele mici. Dacă ne gândim în mulțimea numerelor naturale, atunci știm că prima dată se efectuează operațiile de ordinul 3, pe urmă operațiile de ordinul 2 și la final operațiile de ordinul 1. Dacă în exercițiu avem și paranteze, atunci prima dată operațiile din parantezele rotunde, pe urmă din cele pătrate și pe urmă din acolade. Aveți aici patru exerciții simple, care vă rog să încercați să le calculați, îți cu numere naturale și să vedem dacă v-a dat sau nu corect. Aici aveți rezultatele, desigur, la fiecare exercițiu s-a ținut cont și de ordinea efectuării operațiilor, dar din moment ce aveam paranteze rotunde și de obligativitatea de a rezolva prima dată operația din paranteză. Și acum să vedem niște aplicații unde deja lucrăm cu numere întregi. De început, dacă vreți să vă testați, aveți aici 5 exerciții de dificultăți diferite, deja apar operații cu numere întregi și aveți 6 rezultate posibile. Puteți să încercați să faceți perechi, adică fiecare enunț exercițiu din dreptunghiul galben, să faceți pereche cu rezultatul din dreptunghiul verde.
O să revenim la acest exercițiu la final. Acum, dacă vreți să vedeți de unde pornim. Să luăm acum cu pași mai mici. Aveți aici 4 exerciții în care în fiecare aveți 2 operații de efectuat. Nu? Aici avem o scădere, o împărțire, o scădere, o mulțire, o scădere, o împărțire. Trebuie să uniți exercițiul cu operația care se efectuează prima dată în acel exercițiu. Și firesc că aici facem împărțirea, pentru că împărțirea se face înaintea scăderii. Aici facem înmulțirea, pentru că și înmulțirea se face înaintea scăderii. Aici vom face scăderea, pentru că este într-o paranteză rotundă. Și în ultimul vom face adunarea, pentru că este într-o paranteză rotundă. Dacă vă interesează și rezultatele, pentru că e posibil că le-ați calculat deja, aici aveți rezultatele finale de la aceste 4 exerciții. Fiecare exercițiu era doar cu 2 operații. Să ne reîntoarcem acum la acele exerciții pe care vi le-am propus la primul exercițiu de la aplicații. Observați, aici este explicat detaliat, prima dată facem înmulțirea, la final facem adunarea și avem și rezultatul final. La al doilea exercițiu avem paranteze, deci prima dată vom efectua operațiile din cele 2 paranteze rotunde. După acest lucru efectuăm împărțirea, respectiv înmulțirea, deci operațiile de ordinul 2. Și la final facem operația de ordinul 1, adică scăderea, și rezultatul ne dă minus 10. Următorul exercițiu, avem 2 înmulțiri și o adunare. Prima dată se fac cele 2 înmulțiri și pe urmă efectuăm adunarea. Rezultatul ne dă minus 5,2. Aici, după cum vedeți, deja au apărut și ridicarea la putere. Dar pe lângă ridicarea la putere avem și paranteze și atunci prima dată ne efectuăm operațiile din paranteza dreaptă, adică înmulțirea și ridicarea la putere, adică și din paranteză facem operațiile de ordinul 2, respectiv 3. După ce am făcut astea, putem să facem scăderea din paranteza dreaptă. Scăderea, dacă o transformăm în adunare, atunci paranteza dreaptă devine paranteză rotundă. Și efectuând ultima scădere din paranteza rotundă, putem să facem ultima înmulțire și rezultatul ne dă 40. Un alt exercițiu, aici deja trebuie și regulile de calcul cu puteri să le folosim. Prima dată aplicăm efectuăm operațiile de ordinul 1, adică regulile de calcul cu puteri. Aici avem puterea unei puteri, respectiv pe urmă avem împărțire de puteri cu aceeași bază. După ce am efectuat aceste 2 operații, am obținut minus 8 la puterea a doua. Desigur, am putut efectua și adunarea din paranteza mică. Astfel, am obținut minus 8 la 2 împărțit cu minus 4, am făcut ridicarea la putere și am împărțit cu minus 4 și rezultatul dă 16, minus 16. Și acum putem deja să facem perechile. Vă amintiți că de aici am pornit și fiecare exercițiu putem să legăm cu rezultatul corect. Ca și temă, vă propun 3 exerciții simple să le calculați. Spor la treabă! Vă doresc! Vă mulțumesc și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!